Salut, Spivanxi, la un nou joc pe canal. În acest joc vom vedea viața unui om al străzii și felul în care el evoluează de la un om al străzii simplu la un om bogat cu foarte, foarte mulți bani și mașini și de toate. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte episoade. Mi s-a părut foarte interesant. În acest joc va trebui să-ți faci propria ta casă cu bănuții pe care i-ai în acest moment. O să ne cumpărăm ceva de genul ăsta, da? Deci asta este casa noastră pentru moment. Și hai să începem povestea jocului, pentru că are și un fel de poveste. Dar înainte să începem, vreau să vă rog să apăsați cu toții pe butonașul de like în număr cât mai mare, să strângem peste 9500 de like-uri la acest episod. Și fiți atenți, ok? Vă dau un pic de timp liber să apăsați pe butonașul de like, timp în care eu o să plec. Nu mă uit, da? Deci nu mă uit la voi. Hai să vedem. Gata? Gata, ați apăsat? Hai că m-am întors, suntem aici în forță și hai să-i dăm drumul la povestea noastră. Oh, am găsit un portofel pe jos. Cineva și-a pierdut portofelul. Ce faci în situația asta? În mod normal, în situația aceasta, îl dai înapoi, nu? Give it back. Ia portofelul, domnule. Pentru că așa mi se pare corect și normal. Luați-l. Ce faci, mă? Mamă, m-a dat pe jos, a crezut că el l-am furat. Deci n-a fost bună varianta asta. Și cam așa se joacă jocul ăsta. Adică trebuie să faci anumite decizii. Doar că în jocul ăsta deciziile pe care tu le crezi că sunt corecte, de fapt nu sunt corecte. Și am să-l iau, pentru că așa zice jocul. Hai să vedem, iată. L-a ascuns și a luat de mâncare și a luat un burger. Ia să vedem pizza. Mamă, dar bagă rapid, rapid de tot. Și vine un câine și vrea mâncare. Ce facem? Îi dăm mâncare sau nu îi dăm mâncare? Hai să-i dăm, uite, am dat pe give him food. A, îi dă? Totul bun? A, ne-am prietenit. Ok, trecem mai departe. Stăm noi cu cățelul nostru, vine o doamnă și zicem, pleacă de lângă câinele meu sau s-o cerem de nevastă. Păi, bănuiesc că n-ai cum s-o cer de nevastă, așa că o să-i zic să plece de lângă câinele meu. Ia să vedem. Pleacă de aici, pleacă de aici. Da, asta a fost varianta corectă. N-avea nicio logică cealaltă, așa că de asta am decis să o aleg pe aceasta. Suntem în oraș, a doua zi și vrem să mâncăm și noi ceva. Și avem două variante. Să așteptăm să cumpărăm sau să furăm un hot dog. Hai să așteptăm să cumpărăm, să vedem ce s-ar întâmpla. Deci stau așa frumos, aștept, aștept, vreau și eu un hot dog, vă rog. Nu vrea să mă servească pentru că sunt un om al străzii. Deci, da. Următoarea variantă va fi să furăm acel hot dog. Și cred că de acum va trebui să gândim cum vrea jocul să gândim. Adică gen, aici trebuia să leg direct să fur hot dog-ul, pentru că asta vrea jocul. Așa, noi am fugit. A, și Ilia pe ăsta, crede că ăsta el a furat. Ok, chestia asta a funcționat. Aici avem două variante. Să-i dăm și din mâncarea noastră sau să-l dăm să plece mai departe. Bă, eu i-aș da. Hai să-i dăm să vedem. I-am dat. Ok, ne-am prietenit. Bun, următoarea chestie. Un cart de ăsta e destul de important pentru tine, pentru că poți să cari chestii cu el. Îl furi sau întrebi dacă ți-l dă. Dacă e să ne luăm după celelalte variante, trebuie să-l furăm, așa că hai să vedem dacă a mers. N-a mers varianta asta. A, sau ba da, a, ba da, a mers. Ok, deci trebuie să mă iau după cum vrea jocul să gândească, nu după cum vreau eu să gândesc, că ar fi corect. Bun, hai să vedem ce găsim aici în coșul de gunoi. Să folosesc un iron bar sau să intru direct? Bă, cred că folosesc un iron bar dacă... Ia. Ok, am găsit o chitară. Cu chitară putem să ne facem aici cântăreți. Join the team sau play alone. Avem și posibilitatea să facem chicken dance. Hai să facem chicken dance. Nu știu exact de unde luăm acel costum de găină, dar... Iată, și le place mai mult decât dacă m-aș fi apucat de cântat, pentru că... Na. Avem o grămadă de bănuți strânși și acum vine cineva la noi cu o bâtă și zice așa, îi dăm banii sau încercăm să rezistăm? Cred că trebuie să-i dăm banii, cred. Nu sunt sigur, dar hai să încercăm. Ia, ia banii. Lasă-mă în pace. I-am dat banii și... Ia uite, mai i-am dat banii și tot s-a luat de mine. No thanks. De data asta o să aleg aici pe resist și nu o să-i dăm banii, pleacă de aici. Am rupt chitara din păcate, dar măcar am reușit să ne salvăm pe noi. Ajungem într-o zonă, într-o alee
și zicem așa, să-i zicem salut acestui om sau să ne uităm să vedem dacă are ceva de valoare. Hai să zicem salut. Salut, domnule. A, era doar o vrăjeală, un carton. O, acolo este o geantă. Ce faci cu geanta respectivă? Te duci să verifici ce e înăuntru sau o iei și fugi? Cred că o iei și fugi pentru că ăsta stă, cred că e geantă furată de el. Deci o iei și fugi, ia. Hop! Salut, băiatu! Perfect. Acum ce facem? Avem geanta și trebuie să ne apară variantele. Să fugim cu geanta sau să facem să fie geanta noastră? Hai să fie geanta noastră, bunesc. Ne putem uita prin ea să vedem ce e? Ceva care ne... Cred că da. Cred că acum s-a uitat prin ea. Ok, a fost varianta corectă. Mergem mai departe. Ia. Am ajuns pe plajă și spune că mirosim foarte urât și nu mai putem rezista cu mirosul acesta. Așa că trebuie să facem ceva, să ne spălăm. Aici avem un duș, aici suntem pe plajă, ăsta este salvamarul. Și avem două variante, de fapt trei, să sărim cu ăsta, dar ăsta nu o să-l alegem. Să ne snicărim înăuntru sau să-l distragem pe acest salvamar. Hai să ne snicărim, așa, mergem încetișor, încetișor, nu ne-a văzut. Nu ne-a văzut, am intrat la duș. Bun, la duș avem două variante. Așteptăm să facă noapte sau să facem duș chiar în acest moment. Hai să așteptăm să facă noapte. O să faci duș sau să furi săpunul. O să facem duș pentru că de asta am venit. E că așa mi s-ar părea corect. Așa. Corect. Completed. Hai să trecem și la următorul. Avem două variante. Barcă sau life raft. Mă, sincer să fiu... Asta mi-aduce aminte de raft, așa că o să aleg life raft-ul. Ia. Nu știu dacă aici... Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă alegeam barca. Avem un rechin și ne este foarte frică de el. Să lovim cu o piatră sau să aruncăm un sandwich? Nu știu dacă rechinii mănâncă sandwich-uri, dar hai să încercăm. Oh, aparent mănâncă! Deci dacă lovei cu o piatră, sigur se enerva rău de tot și te mânca. Trebuie să vânezi un pește pentru a supraviețui, că ți-e foame, să lovești peștele cu un trident sau să folosești o undiță. Cred că undiță mai degrabă, nu? Adică, da, uite că am prins un pește. Cu tridentul, dar nu sunt Aquaman, adică să vin serios și acum. Bun, avem, ce sunt astea? Două materiale, una colorată și una albă. Hai să zicem pe cea colorată, de ce nu? A fost corect? A fost corect, bun. Și avem mai multe variante aici. De la o altă navă care s-a scufundat. Lanternă sau motor? Bă, aș pune motor la bărcuța noastră, sincer. Ia să vedem, merge? Nu, e prea greu, s-a scufundat. Varianta logică era un motor, dar cred că dacă alegeam barca cealaltă. Dar acum o să alegem lanterna. Nu știu exact la ce ne folosește lanterna, dar hai să vedem. Ok, poți să semnalezi barca. Sau poți să-l chemi chiar pe Poseidon. Da, codul morse, dar nu știu exact ce înseamnă fiecare, că nu știu codul morse. O să alegem pe primul. E corect? Ajutor? A fost corect? Hai că e bine, că pe unele le mai nimeresc. Bun, hai să intrăm pe barcă. Folosește această chestie sau folosește scara. Scara pare foarte nesigură, așa că o să folosesc rope. A fost corect. Am ajuns aici în zona de capitan. Și zice că trebuie să lucrezi. Și zici, bă, nu vreau să lucrez sau da, sunt de acord. Sunt de acord să lucrez până la urmă pentru că mi-au salvat viața și sunt de părere că ar trebui să ajut și eu pe acest vapor. Putem să ne upgradeăm și casa imediat după ce terminăm cu zona asta. Vezi ceva în depărtare și spui, da, ar trebui să ne oprim sau să încetinim sau nu, avansați cu viteză maximă. Bă, dacă vezi ceva în depărtare, zic să ne mai oprim puțin, a? Da, era un alt vapor și puteam să facem accident la faza asta, dar am avut mare, mare noroc și am primit un nou skin. Acum, putem să mergem aici. Țineți voi minte că la începutul episodului v-am arătat zona aceasta, dar noi acum, pentru că am avansat, o să vedeți că putem să avansăm și aceste lucruri și din zona asta unde locuiam înainte, hopa, avem o nouă zonă. Ne punem gard, ne punem aici chestiile de început. Și pe cât de mulți bănuți faci în joc, pe atât de mult o să poți să-ți upgradezi casa. Până când la un moment dat o să devii mai bogat. Ia să vedem. Uite, deja eu zic că a început să arate bine rău de tot. Hai să ne mai șicăm puțin și o să ne upgradăm casa și mai mult. Dar vreau un nou skin. Stai să vedem. Pentru că având în vedere că am avansat, o să ne alegem skinul. Deci cu ăsta am pornit. Ăsta l-avem acum. Dar eu o să avansez până la acesta. Ia uitați-vă. Arată destul de bine. Hai să continuăm povestea.
Să vedem unde ne mai duce. Așa, vine capitanul la noi, noi mâncăm un sandwich și zice, arată delicios. Și îi spunem, pleacă de aici sau împarte sandwich-ul. Bă, m-a salvat. E logic că voi împărți sandwich-ul, adică asta este corect să faci. Vezi o pălărie de capitan și te gândești dacă să furi pălăria sau să o pui înapoi. Dacă e să o luăm după chestiile pe care a trebuit să le facă în jocul ăsta, trebuie să furi pălăria. Corect? Corect. Pentru că așa a fost până acum. Eu, în mod normal, n-aș face asta, dar dacă jocul asta a decis. Și aici zice să treci în fața tuturor sau să stai la coadă. O, să trecem în fața tuturor. Pe ce? Eu stau aici la coadă, eu sunt capitanul. Salut, salut băieți! Ia uite ce frumos am trecut. Bun. Am ajuns pe stradă și avem două variante. Să ne ajute acest domn sau să ne ajute această doamnă. Hai să vorbim cu domnul să vedem dacă ne ajută prima dată. Nu vrea să ne ajute. Ne-a dat mare ziar în cap. Nu are importanță pentru că acum putem să alegem, să alegem pe doamna și ea poate ne ajută. Ajuta și pe mine, vă rog. Deci să-i salvezi numărul în contactele tale sau să-l notezi. Notează-ți-l doar. Ok, avem un carnețel. Văd că a fost de acord. Și acum avem să ne găsească un loc în care să stăm. Dacă putem să stăm la ea în seara asta, dacă știe ceva, un hotel în zonă, sau să mergem la o întâlnire. Avem trei variante de data asta. Dar avem și varianta asta, rich boy. Rich boy? Băiat bogat? Hai să vedem. Ia. Ce face? S-a îmbrăcat la costum și are și mașină. Mamă! Bine, asta cred că e doar ca un vis, că practic noi acum n-avem mașină, după cum puteți observa. Dar probabil ori a închiriat-o să se dea mare, știi? Și am găsit un loc în care să stăm. Și vedem aici o geantă. Să luăm ce e înăuntru sau să luăm geanta cu totul. Ia geanta cu totul. E prea grea. E prea grea geanta și n-am putut. Mamă, ce i-a dat! Nu știu de ce toate caracterele fac dansul ăsta la final. Habar n-am, dar așa e jocul ăsta. Ia ce e înăuntru. Bun. Nu știu ce a luat de acolo, dar bănuiesc că a fost bine. Deci am stat la un hotel. Ar trebui să plecăm de aici. Fugim sau mergem încet? Fugim! Ia, bagă fuga. Nu, poliția! Nu mă așteptam la chestia asta, aparent, da? De foarte multe ori nu prea are logică, pentru că dacă fugi, te prinde poliția. Dacă mergi încet, nu te prinde poliția? Că te snicărești. Ok, asta nu mi-a spus. Să-i zicem să mergem la o întâlnire. Ce zici? Ia uite. Ia uite, mă, că îi convine. Îi convine să iasă cu mine. Bun. Mergem la întâlnire. O salată sau vrei o înghețată? Hai să zicem o înghețată mai degrabă. Îi place ideea? Îi place. A fost foarte delicios. Acum cum vrei să plătești? 50-50? Sau să plătesc eu? Mă, că plătesc eu. Acum avem bani. Tot ce trebuie. Între timp ea a plecat și de fapt noi nu aveam toți banii pe cât credeam noi. Nici măcar jumate. Zicem că o să lucrăm pentru el atunci. Vă rog, nu chemați poliția. O să lucrez. Ok. Următorul skin. Hai să vedem. Mergem aici la skinuri. Uite, suntem în bucătărie acum. Și vom folosi skinul acesta. Ok, uitați-vă puțin cum arată ăsta, de exemplu. Dar știi ce? Nu o să le aleg pe ăsta, pentru că noi îl avem și pe ăsta. Uite, ăsta e mai mișto. Așa. Și hai să upgradăm și căsuța, pentru că avem niște bănuți. Ce vorbește aici? Ce vorbește aici? Că avem și piscină deja. Opa, deci e cam mult să zic așa, dar ia uite, căsuța noastră devine din ce în ce mai șmecheră. Suntem aici la bucătărie, a venit o doamnă și zice că trebuie să dea o supă chiar acum. Să-i dăm un bol, că supă pe farfurie nu cred. Deci noi suntem un fel de ajutor de bucătar. Ce suntem aici? Acum este timpul pentru ceva vin. Glass on the left sau on the right? Hai să zicem on the left. Na, ia-l pe ăsta. Nu știu ce legătură a avut chestia asta cu ceva, dar cineva a scăpat pe jos astea. Tu ai scăpat astea? Lorenzo a dat de fapt sau nu? E vina mea. Hai să zicem că e vina mea. Să luăm noi vina. Da, am vrut să fiu erou, dar Lorenzo a făcut asta, luați-l! Na.
Eu am zis că o să mă ierte și că aia e, dar n-a fost să fie. Să zice să fur ăsta, că ar fi din aur, sau să-l ascund. Hai să-l ascund, că mă gândesc că dacă îl iau direct... No, m-a văzut. Deci trebuia să-l luăm direct. Mă gândeam că dacă îl iau direct, o să mă prindă. Dar exact asta s-a întâmplat dacă l-am ascuns, așa că îl luăm. Ok, bagă-l în buzunar. No, n-avem unde să-l punem sau ce? Ai nevoie de acest job pentru a trăi, așa că lasă-l aici. Sau ia acest lucru și fugi. Ia acest lucru și fugi. A fost corect? A fost corect. Tu ai furat asta? Zi drept. Aruncă și fugi. Sau nu, era Lorenzo din nou. Aruncă și fugi. Fugi! Asta zic. Din păcate n-am reușit să facem rost nici de chestia aia. Trebuie să te odihnești. Take a nap on the couch sau on the bed. Ne odihnim pe canapea sau pe pat. Canapeaua are niște cuie din ce văd, așa că ai pe pat. Ok. A, ne-a învelit cineva. Ok. A, e o brichetă. Am nevoie de bricheta asta. Da, a văzut că am luat bricheta și m-a bătut. Uneori în jocul ăsta alegi ceva, merge, și a doua oară când se întâmplă, nu mai merge. Deci acum trebuie să-i dăm înapoi bricheta. Poftim, domnule, deși o să-mi fie foarte frig mie, dar... A, mi-a dat el o haină. A, și uite, haina asta... Give me the jacket. Deci vrea să-i dau jacheta. Deci jacheta mea. Nu ți-o dau. Pleacă de aici. Pleacă, mă, că ți-o-i dau una. Ia uite, mă. Vrea să-mi ia el jacheta. Cine te crezi? Bun. Deci să te uiți să vezi dacă are ceva de valoare. Nu, nu o să facem chestia asta. O să ne znicărim pe lângă el. Dar bineînțeles că dacă trecem pe lângă el, el ne bate. Așa că... Varianta corectă aici este să ne uităm să vedem dacă are ceva de valoare. Yes, of course. Ia. Am găsit ceva de băut. Ok. Salgem un butoi. Ăla din stânga. Ce e în el? Am găsit o foarfecă. Ești pregătit să folosești rand? Ah, nu e o foarfecă, mă. Sunt niște chei. Ok, hai să încercăm. Să vedem. Cheia asta... A fost corectă? Aparent a fost corectă că am mers. Skin nou. Hai să ne ducem să punem skinul cel nou. Avem și motocicletă acum, ce vorbești? Gata, ne-am și tuns între timp. Începe să arate mai bine caracterul deja. Dar vreau să ajung așa, uitați-l pe ăsta. Altă viață, zic. Mergem la home și hai să ne upgradeăm căsuța. Așa, piscină. Din piscină s-a transformat în fântână? Wow, ia uitați-vă cum arată. Avem și bar și casa noastră. Wow. Deci uitați-vă ce casă avem în momentul de față. Dacă vă vine să credeți așa ceva. Bine, casa pe care o faci cu bonusii ăștia nu prea se potrivește cu ce-ți arată în poveste. Da, na, să zicem. Ok, deci mergem pe stradă. Și zice că pot să iau ăsta de benzină de la ăsta să-l fur. Suficientă benzină. Bun, dar cred că am rămas fără. Unde ar trebui să las asta? Lângă biciclete sau în alee? Lângă biciclete. Oh! Ok. Eu m-am gândit că dacă o pun în alee, o să o fure cineva. Dar asta era varianta corectă. Avem o pisică. Nu știu care era faza cu acea pisică, dar am primit aici un afiș și spune că ne angajează dacă vrem să livrăm pizza. Ok, hai să mergem la angajare. De ce nu? Până la urmă facem un ban. Câștigăm bănuții și devenim din ce în ce mai bogați. Clientul era o femeie blondă, dacă mi-aduc aminte. Care din ele? Păi bănesc asta, on the left. Corect? Da, a fost corect. Bun, lasă motocicleta aici și dă-o încoace. Nu. Na. Ce-i să faci? Ce-i să faci? Asta-i gașca rivală și a văzut ce am făcut și ne putem duce cu ei dacă vrem. Ia, ce se întâmplă dacă îi zicem yes? A, asta trebuie să faci. Nu poți să mergi pe două variante în jocul ăsta, gen o variantă e corectă, o variantă e greșită și jocul alege cea corectă și cea greșită. Și acum suntem parte din gașca asta aparent. Deci un muzician are mulți bani aici, ce faci?
îi iei chitara sau iei banii? Hai să-i luăm bani. Ia. Nu, că asta ni s-a întâmplat și nouă și noi am fost în locul lui. Ok, hai să încercăm chitara de data asta. Ia. Luăm chitara. Dă chitara încoace. Am fugit, salut. Ok. A venit poliția. Ce faci? Te predai sau fugi? Mă predau că ăștia au arme și noi nu prea avem arme. Deci n-a fost o idee bună să fim într-o gașcă. Suntem la pușcărie acum, Doamne, cum am ajuns. Picat cheile pe jos, le iei? Nu vreau să mi se dea mai mult timp la pușcărie sau nu e cheia corectă? Hai că le iau, că altă variantă nu am. Le-am luat. Și acum cred că putem să evadăm de aici. Să deschidem ușa încet sau să-l distragem cu cheia? Hai să deschidem ușa încet. No, m-a auzit. Amă, pe bune. Îl distragem cu cheia? Ce înseamnă asta? Mai era o cheie. Dar cine ar fi crezut? Ok. A deschis lacătul și fuge. Dă-i tăticu, fugi. Vrei să-i dai drumul și acestui om de aici? Nu, este un hoț. Hai să-l lăsăm. A fost corect. Nu poți să pleci îmbrăcat în hainele astea, o să te vadă toți. Să ne îmbrăcăm un polițist sau un cineva care dă cu mătura. Cineva care dă cu mătura mai degrabă, polițist, o să ne recunoască. O să fim recunoscuți foarte ușor că nu suntem polițist. Da, asta a fost corect. Mă gândeam eu că zic, bă, dar niciun caz nu ar avea logica asta. Hai să mergem aici. Și, mașină! Hai să ne luăm skin-ul acesta. Evoluăm. Suntem la costum acum și fiți atenți că asta o să fie următorul pe care o să-l luăm. Dar hai să vedem ce se întâmplă cu mașina asta. Trebuie să evadezi de pe teritoriul închisorii cât poți tu de rapid. Fură mașina. Fură mașina, repede. Hop. Salut, băiatul. Am fugit. Stânga sau dreapta? Stânga. A fost corect? A fost corect. Trebuie să lași mașina... Pentru că poliția o să o găsească, pentru că a dat în urmărire. Parchează în garaj sau pe alee? În garaj? Pe de unde am eu cheia la garaj? Ai în alee mai degrabă. Ok, doar las-o și fugi. Hai că nu știu, că nu mă gândeam că aș avea eu garaj sau ceva de genul ăsta. Ei, frumoasă mașină. Poate într-o zi o să ai și tu una, să-i zicem lui. Sau vrei să te uiți mai aproape la ea? Vrei să o cumperi, poate? Vrei să cumperi mașina asta? Sigur că da, sigur. Sigur, dă bănuți încoace și a ta. Acum că suntem îmbrăcați la costum, nici nu se gândește cineva că n-ar fi mașina noastră. Ok, hai să luăm banii. Până la urmă, nu putem să facem figuri. Îi place stilul nostru și vrea să lucrăm pentru el. Și acum trebuie să acceptăm sau să nu acceptăm. Hai să acceptăm, să vedem ce se va întâmpla. Cred că cel îmbrăcat în albastru trișează sau cel în verde. Aici ai de ales unul dintre ei. Hai să alegem cel în verde. Ok. Văd că te pricep foarte bine, deci te promovezi. Ok, tu ești cel mai tare șef. Ia uite-mă cum dansez. Ia uite-mă cum dansez. Ok. Ce se întâmplă aici? Tu ar trebui să fii șeful nostru cel nou. L-a bătut pe șeful vechi. Că îi place cum lucrăm. Da, eu sunt șeful acum. Care-i treaba? Ia uite ce șmecheri sunt. Șefule, acum ce să facem? Faci și făceai și până acum. În care casă vrei să stai? Aceasta sau aceasta? Mie îmi place asta mai degrabă. Dar nu știu dacă e cea corectă. Acum că avem propria noastră casă, nu știu de ce suntem îmbrăcați așa, pentru că afară eram îmbrăcați altfel. Dar a fost o zi lungă. Folosește controllerul verde sau roșu? Hai să-l folosim pe cel roșu. Are vreo legătură? Habar n-am ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva, dar hai să mergem să ne mai upgradăm astea. Ce e aici? Pare că a luat foc ceva. Dar, ia uitați-vă cum arătăm acum. A? Suntem șmecheri rău de tot și mergem aici la casă. House upgrade. Și începem căsuța cu iahturi, cu toate nebuniile. Am mai zis, povestea nu prea are legătură cu casa pe care ți-o upgradezi tu aici. Adică e total diferită toată treaba asta. Dar e destul de interesant că poți să-ți faci astfel de upgrade-uri. Uite, de exemplu, acum mi-am luat un iaht, avem aici deja hotel, aș putea spune, adică nici mai poți să zici că e casă, mașini de curse, tot ce vrei în parcare, upgrade cu elicopter, ok, și cred că am făcut maximul
de upgrade-uri pe care îl puteai face la casă. Deci uitați-vă cum arată casa noastră, aici suntem noi și avem toate nebuniile pe care le-am putea lua. Sau dacă mai avansăm în poveste, vom putea să mai facem upgrade-uri, dar habar n-am dacă o să se întâmple chestia asta. Dar acesta a fost episodul de astăzi, dacă vreți să continuăm și cu restul poveștii, bineînțeles nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!